Deschidem șirul seria evenimentelor de astăzi, duminică la standul editurii Herald, cu evenimentul Neuroștiința și creierul adolescentului, lansarea cărții Mintea și creierul adolescentului de Daniel Siegel. Invitatele noastre din această după-amiază, să-i spunem, prânz spre după-amiază: Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ; Sandra O'Connor, psiholog clinician specialist în parenting; Iana Vijulie, psiholog psihoterapeut. O carte, spun eu, foarte importantă, pentru că, iată, Daniel Siegel, un autor, un om de știință care aproape că nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare în ceea ce privește atât neurobiologia personală, cât și zona aceasta de mindset, de neuroștiințe, vine cu o contribuție foarte importantă și, bineînțeles, că vine și cu această carte publicată în portofoliul editurii Herald. Vârsta adolescenței este o vârstă, aș putea spune, foarte provocatoare și noi, ca adulți, poate unii dintre noi părinți de adolescenți sau aproape adolescenți, putem învăța din aceste lecții alături de copiii noștri, pentru că vorbim de foarte multe, le-aș spune așa metaforic, vâltori, cum spunea și Sabina la un moment dat, vâltori sau furtuni care se întâmplă în corpul, dar și în mintea, în creierul adolescentului, și atât din perspectiva noastră ca părinți, dar mai ales, pentru că avem alături de noi specialiști, mai ales ca specialiști în parenting, psihologi și psihoterapeuți care lucrează în cabinet cu adolescenții, lucrul ăsta ne face să credem și să privim cu optimism, referitor la faptul că putem să creștem adolescenți responsabili, fericiți și implicați. Sabina, aș vrea să te întreb, care sunt provocările și vulnerabilitățile adolescenței, pentru că, într-adevăr, este o perioadă plină de provocări, atât pentru noi ca părinți, dar și pentru cei care, pentru specialiștii care lucrează cu adolescenții. Mulțumesc! Da, noi am tot vorbit despre asta. Știi că mie îmi place foarte mult să vorbesc despre adolescenți și mai ales despre creierul adolescenților. Pentru că mi se pare că toată lumea pune așa o presiune pe ideea asta că adolescența este o boală rară de care trebuie să scapi cât mai repede și care este foarte greu de gestionat, pentru că încă nu s-a găsit niciun medicament, pentru că toată lumea trece prin asta. Însă îmi place foarte, foarte mult de Siegel, dintre toți specialiștii care scriu despre adolescență, dincolo de faptul că aduce efectiv neurobiologia și încearcă să explice ce se întâmplă în creier din punct de vedere fiziologic și evolutiv, cum ajunge creierul unui adolescent, prin ce proces trece, de fapt, ce se întâmplă. Da, apropo de provocări, creierul adolescentului este în perioada în care se dezvoltă cel mai mult și cel mai rapid. Și noi, în loc să luăm asta ca pe o resursă extraordinară, o facem să sune ca ceva îngrozitor, doar pentru că este o provocare, nu? Și pentru noi adulții, de fiecare dată când facem ceva diferit, da, suntem provocați să facem, nu știu, lucruri noi într-un mod nou. Adolescenții fac lucrul ăsta cu o viteză mult mai mare, pentru că totul se întâmplă în creierul lor deodată, cumva. Și Siegel spune că avem tendința să considerăm lucrurile astea ca fiind foarte negative, pentru că există foarte multă confuzie, pentru că copiii, da, erau mici și ascultători și corespundeau valorilor noastre, erau cumva 100% în grija noastră. Vine adolescența și este perioada evolutivă în care ei se pregătesc să se despartă de cuib, da, să iasă și să-și găsească locul în lume. Și noi încercăm în același timp, cumva asta îmi dau seama ca adulți, vrem ca ei să fie bine independenți, dar să facă cum credem noi și cu ce am trăit noi. Și lumea pentru care ei se pregătesc este o lume în care noi încă n-am fost și probabil că o să-i putem însoți doar în parte, nu cu totul. Și adică asta ca provocare, așa, mai mult pentru noi, pentru ei, cred că, dacă e să mă gândesc la ce este foarte vulnerabil, da, este că
această căutare a lor, da? Această nevoie de a-și descoperi propria identitate, care înseamnă cumva să iasă și să exploreze lumea dincolo de ceea ce au trăit, au făcut sau ceea ce pot să facă părinții pentru ei, îi expune la niște riscuri pentru că încă nu au capacitatea 100% de a lua cele mai asumate decizii, au această tendință, da, e o nevoie de adrenalină, de noutate, grupurile în care intră, nevoia lor de a fi împreună cu alții adolescenți și de a crea lucruri noi, spune Siegel că ei au o tendință de a hiperraționaliza, da? Că nouă ni se pare că uneori nu spunem despre adolescenți că sunt foarte înțelegători, că sunt extraordinar de capabili să înțeleagă niște lucruri și în secunda a doua spui că parcă nici n-ai vorbit cu el, n-a înțeles nimic, face ceva total opus. Dar de regulă ce spune Siegel este că ei au în mintea lor o hiperraționalizare, adică ei justifică cumva și când fac ceva greșit că nu e chiar atât de greșit sau înțeleg că e, dar lasă că e ok, o să, da, o să găsească o cale. Știu multe, putea să vorbesc despre asta non-stop. Nu? Da, exact. De ce toată lumea își face griji în privința adolescenților când vorbim despre dependențe și despre anumite riscuri, pentru că este o perioadă pe care poate noi ca părinți o vedem cu foarte mult teribilism la adolescenți și de cele mai multe ori ajungem în situația în care nu înțelegem, venim cu o expresie pe care poate unii părinți au folosit-o în adolescența copiilor și eu am trecut prin ceea ce treci tu și știu eu mai bine ce este bine pentru tine, când de fapt există un decalaj de generație foarte, foarte mare. Pentru că contextul social se schimbă, contextul istoric se schimbă și eu am fost adolescent, da, ca și părinții mei și cum sunt copiii mei și cu toate astea lucrurile sunt total diferite. Se pare că deși noi am trecut ca părinți prin adolescență, noi nu-i mai înțelegem. Ori am uitat noi cum era în adolescență, ori contextul era cu totul și cu totul diferit, pentru că, repet, trăiam în contexte culturale, sociale și istorice diferite. Am să împart întrebarea asta așa în două etape. Și una este temerea noastră, nu? Că asta am înțeles, temerea noastră că ceea ce face un adolescent este un teribilism și asta am să o leg de nevoia noastră umană, intrinsecă și neurologică de explorare. Și anume faptul că un adolescent, atunci când merge înspre noutate, ceva pentru care pentru noi ca adulți, asumați și coerenți, începe să meargă pe raftul din spate, este necesitatea adolescentului de a explora lumea, de a o explora prin nou. Și atunci acesta se leagă direct cu un proces de încercare. Și acest proces de încercare, de multe ori, va veni pe mai multe etape și pe mai multe paliere. Mergând în al doilea aspect, cel care vine tot la pachet cu îngrijorarea noastră față de dezvoltarea adolescentului în afara, cumva, relației parentale, este tot o nevoie primară, și acum deja am vorbit despre două din punctele, le las Dianei pe celelalte și Sabinei, și anume nevoia de conectare socială. Deci are patru nevoi principale adolescentul ăsta, dintre care una este cea de noutate și cea de conexiune socială, pe care le-am avut și noi, doar că le-am rafinat și unele nu ne mai sunt principale. Și atunci nevoia de conexiune vine partea de ieșit, de conectare cu ceilalți, de mediu social în care la această vârstă ce se întâmplă? Te duci la petreceri, ai o mulțime de evenimente și asta înseamnă că cumulând două aspecte, există acest risc exponențial de a fi expuși la consum de substanțe și de a duce ceea ce spunea Sabina, această nevoie de a merge înspre explorare în partea de a încerca cât mai mult. Iar acolo, limitele lor nu sunt încă bine definite, pentru că procesul de continuitate
este limitat în modul în care adolescentul îți percepe viața. El este încă în perioada de invincibilitate, în perioada de lipsa consecințelor pe termen lung și în raportare la consecințe imediate, el are niște un rațional mult mai lax și mult mai lejer ca al nostru. Așa că nu este neapărat o diferență între generații, că asta e evidentă, este mai mult faptul că noi nu mai prioritizăm aceste nevoi care pentru adolescent, în acea perioadă a dezvoltării neurologice, este vitală. Este parte din instinctul lui de supraviețuire, pentru că el este, nu poate supraviețui în trib, chiar vorbea Dan Siegel despre asta în discursurile sale, despre faptul că atunci când s-a dus în Africa, și asta o pot proba, că am fost în safari, am văzut același lucru, când ești atât de expus pericolelor, ai nevoie de trib. Nu poți supraviețui singur, ai nevoie de cineva să te avertizeze, de cineva să te protejeze. Asta ce înseamnă? Instinctul nostru ne cere să aparținem unui trib care să ne accepte. Și atunci ce o să facem? Cam tot ce fac ceilalți. Și în adolescență, cam ce fac ceilalți? Experimentează ca și noi și cu aceleași capacități. Mulțumesc, Sandra. Și chiar mă gândeam, în timp ce te ascultam și pentru că ai invocat acest exemplu, să-i spunem, al unor triburi din Africa, mă gândeam, cred că în urmă cu câteva zile, o săptămână, am văzut un filmuleț pe YouTube cum un tânăr era nevoit, un tânăr adolescent era nevoit pentru a trece de la faza de adolescent la faza de bărbat. Asta mă gândesc și la cartea lui Robert Bly, Iron John, cu etapele devenirii în masculinitate, cum era săracul supus la niște reguli ale tribului, trebuia să facă anumite lucruri pe care nu le-ar fi făcut în mod normal, dar pentru a primi cumva validare, pentru că adolescenții au nevoie de această validare, a primi validare din partea grupului de apartenență a comunității, uite, trebuia să facă niște lucruri, o chestie pe care eu ca european, occidental, nu știu, contemporan, mi s-au părut foarte strani. Erau puse câteva vite, vreo 4-5, și el venea în fugă și sărea peste el. Păi normal că ți se pare straniu. În ce condiție tu ar trebui acum, știi, să faci asta? Pentru ce ne-ar trebui? Mergem? Da. Până la urmă, cred că ideea asta este, nu? Adolescenții se pregătesc pentru a face față contextului în care îi trăiesc. De asta, faptul că noi suntem generații diferite, da? Eu mă uit la adolescenții cu care lucrez, că de multe ori ei oricum mă văd pe mine așa mai zăpăcită și mai tânără și li se pare că sunt de-a lor și de regulă asta mă ajută foarte mult pentru că ne împrietenim foarte repede, dar observ este că pentru mine multe dintre lucrurile pe care le fac sau le spun, care sunt legate de ceea ce este nou, este chiar nou. Adică, deși suntem aproape, nu mi se pare că au trecut nu știu câți ani, lucrurile despre care vorbesc sau faptul că îmi spun, mă întreabă dacă m-am uitat la anumite lucruri, discuțiile pe care ei au, da? Nevoia lor a se asocia social cu oameni din afara, nu știu, tribului de familie sau familie, este și pentru că au nevoie de oameni care să îi înțeleagă la nivelul la care sunt ei și să nu spună, vai, ce te ajută asta, că nu te ajută cu nimic în viață. Da, dar asta e viața mea acum. Perspectiva că o să mă ajute peste 20 de ani nu este pentru copii atât de, nu știu, prezentă. Și mi se pare că ideea asta de teribilism, nu știu, și adulții sunt, dacă e să ne uităm la anumit moment în care și noi facem niște lucruri, doar că, așa cum spunea, mecanismele noastre sunt altele. Am avut suficienți ani și suficientă experiență, indiferent dacă ne-am dezvoltat mecanisme mai funcționale sau mai puțin funcționale, ne-am adaptat cumva. Și Siegel spunea că noi ajungem seara acasă după o zi de muncă și fiecare face ceva, se deconectează într-un fel, te uiți la un film, da, pentru că niște lucruri s-au așezat și ne putem deconecta. Majoritatea timpului, creierul adolescenților nu este mereu activ, pentru că lucrurile se întâmplă cu o viteză foarte mare. Mulțumesc, Sandra. Mulțumesc, Sabina.
Mintea și creierul adolescentului este un ghid atât de necesar, cum spuneam mai devreme, despre pericolele și promisiunile adolescenței, o analiză proaspătă și profundă a acestei etape de viață. Cartea conține sfaturi practice pentru dobândirea fericirii și a succesului în această perioadă furtunoasă, sfaturi oferite de un specialist de renume în domeniul funcționării creierului. Na, ce aduce nou cartea lui Daniel Siegel în înțelegerea modului în care funcționează creierul adolescentului? Cartea lui Daniel Siegel aduce foarte multe lucruri noi, mai ales pentru părinți. Eu lucrez foarte mult cu părinți de adolescenți și subiectele principale despre care ei se tem sunt că adolescenții sunt plini de hormoni și vor face tot felul de prostii din punct de vedere sexual și că se vor lua de droguri. Asta este ce aud de la ei. Cum fac să nu vină adolescenta mea însărcinată acasă și cum fac să nu ia droguri? Cartea lui Siegel se îndepărtează un pic de viziunea asta extrem de limitantă, că adolescența este marcată de aceste schimbări hormonale și că astea provoacă toate comportamentele adolescenților și merge într-o zonă în care ne explică, de fapt, beneficii, felul în care se dezvoltă creierul adolescentului și beneficiile pe care dezvoltarea asta le are. Pentru că, așa cum zicea și Sabina mai devreme, adolescența nu este o etapă de care vrem să, sau de care ar trebui să vrem să scăpăm. Nu e o boală pentru care vrem să găsim un mecanism să ne ferim de ea, ci este o etapă absolut importantă în dezvoltarea omului. Dar nu este, eu personal nu o văd ca pe o etapă de trecere, ci ca pe o etapă de sine stătătoare, care poate să vină cu extrem de multe beneficii. Ironic vorbind, eu vin acum de la mine de acasă, unde preadolescenta mea a avut o petrecere peste noapte cu încă 7 prietene și cred că diferența dintre preadolescenți și adolescenți este că petrecerea asta a făcut-o acasă. Îmi imaginez că peste 2 ani o să vrea să facă în altă parte, poate cu mai puțin contact cu noi sau poate nu. Și am văzut la ele schimbări față de cum erau la petrecerea de anul trecut sau de acum 2 ani. Subiecte diferite de interes. Concentrarea asta către nou, către a explora, către a ieși din rândul sau din nucleul ăsta al familiei și a se duce să afle lucruri noi. A explora despre cum o să arate viața lor când ele vor fi adulte, pentru că viața lor nu o să arate niciodată ca viața mea și nici ca viața ta și nici ca viața dumneavoastră, pentru că vor crește într-o lume diferită și interesele lor sunt diferite și pentru mine e foarte important să încurajez asta, pentru că văd că se duc în zone legate de empatie, zone legate de introspecție. Apropo, Siegel vorbește foarte mult despre lucrurile astea și despre cât de importante sunt aspectele astea două, empatia pentru a te apropia de ceilalți, introspecția pentru a nu-ți pierde contactul cu tine. Și cred că această carte este esențială atât pentru părinții care vor să vadă și părțile astea pozitive și să le încurajeze în adolescenți, să încurajeze explorarea. Ei vor crea o lume, dacă îi încurajăm, vor crea o lume foarte diferită de a noastră și poate mult mai sănătoasă și echilibrată emoțional, dacă primesc acum sprijinul nostru. Și pentru specialiști, ca să ieșim cu toții din paradigma asta, adolescența e o furtună de hormon de care trebuie să scăpăm cât mai repede, fără să avem fete gravide și băiați care se droghează. O întrebare. Câți ani are fata ta? Fata mea tocmai, urmează să împlinească pe 14, 10 ani. Deci este acolo, la limită. Știi de ce te întrebam? Pentru că mă gândeam că, ai spus preadolescentă, mă gândeam acum și cum departajăm ca vârste perioada puberă, perioada adolescenței. La noi, cred că în perioada asta a mai scăzut un pic mai mult. Copiii sunt mult mai precoce, da? Ce acum înseamnă 10 ani, pe vremea mea cel puțin, însemna cam 15-16 ani. Și vreau să fac o glumă. În urmă cu 2 săptămâni, fiul meu, care are 15 ani, la 15 ani nu fusese, cred că nici pe la 16, nu fusese la nicio petrecere. Și vine și ne spune, merg la o petrecere. Bun, și cât sunteți, cum, ce faceți acolo, nu știu ce, așa, întrebări. Păi nu sunt din clasa noua, la liceu, nu sunt decât eu și vreo 5 fete. Ideea este că, sau întâmplarea face că părinții fetei la care se organizea petrecerea sunt
Așa s-a nimerit, prieteni de vreo 20 de ani, prieteni de familie. Ca lucrul ăsta se întâmplă, era așa o chestie. Normal că a existat un sentiment de siguranță. A, e într-un loc safe și așa mai departe. Dar și eu și soția ne-am bucurat. Ne-am bucurat în sensul în care nu am avut niciun sentiment, cel mai mic sentiment de îngrijorare și cumva stimulăm, apropo de angajament social și apropo de relaționare și interacțiune socială, cumva stimulăm lucrurile de care noi nu prea am avut, cel puțin eu, nu prea am avut parte. În momentul în care ai părinți autoritari, vrei cumva să schimbi această paradigmă de creștere și de educație a copilului și să-ți crești copilul în alți parametri educaționali decât au făcut-o părinții tăi, și atunci s-ar putea să devii puțin mai permisiv la provocările și la doleanțele și solicitările cu care vine mamă, vreau să merg acolo, vreau să... Da? De pe 1 decembrie a plecat la Brașov. Când am auzit, m-am mirat, dar m-am și bucurat în același timp. Mă, singur? Da, cu ce? Cu trenul. Și cu cine ești? Păi cu încă 3 colege. Și doar așa, păi 4 cu trenul până la Brașov, da. S-au dus dimineața, au vizitat Brașov, s-au întors. Și am zis, wow. Sandra, cum se traduce trauma din copilărie și trauma relațională de atașament în viața adolescentului din punct de vedere al sănătății mentale și fizice? Aș face întâi o completare la ce ai spus tu. Să știi că nu e nimic rău în a fi un părinte permisiv, să nu fii un părinte neglijent. Asta este important. Adică să fii conștient de ceea ce se întâmplă, să fii in the loop, să comunici cu copilul tău, dar e ok să fii permisiv, să nu fugim de asta. Important este să nu fii neglijent. Dar asta e o întrebare grea. Văd că mai... Nu mă place, așa că glumesc. Este dificil de răspuns și am să spun de ce. Pentru că adolescența este perioada în care se face această redirecționare a nevoilor copilului și a dezvoltării copilului înspre ruperea de mediul în care a crescut. Asta înseamnă că multe dintre circuitele neurosinaptice care au fost setate acolo ca mecanism de răspuns la traumă se rigidizează într-un proces care se numește pruning, adică sistemele principale de răspuns vor rămâne rigidizate, iar cele pe care le-a folosit ceva mai rar vor fi acolo undeva îndosariate în hipocampus. Nu dispar, nu se șterg, doar că e ca un fel de... Hai să spunem că avem o multinațională. Până acum erau toți la grămadă, testam angajații să vedem fiecare în ce echipă lucrează și erau câțiva distribuiți pe mai multe echipe. Acum am zis, băi, uite, Ionica, Mihai, voi n-ați lucra bine în echipele astea, rămâneți voi aici și nu mai puteți da ajutor în alte părți. Și am setat niște echipe fixe. Cam asta se întâmplă cu neuronii în perioada adolescenței, să simplificăm așa. Și acum are multinațională niște segmente foarte bine definite. Atunci când a existat proces traumatic, adică a fost proprietarul sau șeful foarte strict, asta înseamnă că în procesul de atașament, în procesul de dezvoltare și de relaționare la persoana de atașament, adolescentul nu a găsit foarte mult sprijin și foarte mult ghidaj disponibil. Fie că a existat în atașament dezorganizat, a existat agresivitate și incapacitatea de a putea să primească stabilitate, fie că a fost neglijent. Atunci, în atașament anxios, adolescentul nu va ști cum să meargă să primească. Și atunci, ce face adolescentul în această perioadă în care adolescentul știe? În accepțiunea lui, el știe, deja are niște căi de a se raporta la viață, are niște cunoștințe pe care crede că le poate aplica la o intensitate mult mai mare, ceea ce e extraordinar, o să vă zic și de ce. Are și niște de extraordinare. Și atunci există această posibilitate ca mecanisme defectuoase dezvoltate în procesul de traumă să devină modul în care ei își dezvoltă relațiile. Asta este partea mai puțin plăcută, partea la care se poate lucra, că de aceea există neuroplasticitate și har Domnului că asta spune, adolescența nu este make it or break it, nu devenim toți niște adulți
distruși dacă trecem prost prin adolescență sau dacă am avut părinți care nu au fost bune. Ok, se poate rezolva. Dar este o perioadă dificilă în care permeabilitatea lor emoțională față de ceea ce vine din exterior este redusă și atunci modul lor de răspuns la tot ceea ce le va aminti de un proces traumatic va fi automat, va fi în automatism. Dar ca să vă dau și speranța aia pe care am ținut-o în buzunar, că e o chestie foarte faină, de fapt, la procesul ăsta, e că, măi, lumea noastră n-ar progresa fără ca adolescenții să meargă în afara tiparului de traumă, în afara tiparului de abuz, să nu se revolte, să nu încerce, să descopere, să cunoască, pentru că acolo te duce spre ceva nou. Iar ceea ce te-a rigidizat, te-a restricționat, te-a abuzat, te duci și vrei să rupi tiparul ăsta. Iar uneori este foarte greu. De aceea, chiar dacă oricât ați greșit, orice ați făcut, lăsați adolescentul să meargă la un terapeut, să poată să ajute la recadrarea acestei forme de atașament pe care, din păcate, da, o ducem cu noi o perioadă ca răspuns automat, până în momentul în care acea furtună de care vorbea Sabina începe să se mai rărească și să ne lase să vedem ce alte maluri putem noi atinge din perspectiva adolescentului. Sper că nu te-am dus prea departe cu răspunsul meu. Să adaug și eu ceva, că sunt foarte de acord cu ce zici tu și vreau să vin cu și încă un nas în mânecă, apropo de speranță. Tocmai pentru că sunt atât de multe schimbări în dezvoltarea adolescentului, face ca adolescența să fie o perioadă extrem de propice pentru modificarea acestor tipare disfuncționale din copilăria mică. Adică dacă am comis-o rău de tot când erau mici, acum la adolescență este oportunitatea să-și rescrie acest scenariu de viață disfuncțional atâta timp cât sunt în contact cu persoana potrivită. Poate eu ca mamă am făcut terapie între timp și nu mai am eu tiparele mele disfuncționale. Poate apare o mătușă, o profesoară, o dirigintă în cadru care are niște tipare funcționale. Poate adolescentul își găsește în mod total întâmplător un grup de prieteni cu un tip de atașament securizant. Poate găsim terapeutul ăla care poate să-l ghideze. Asta este perioada în care e cel mai mult deschisă ușa asta către a vindeca traumele din copilăria timpurie. Și dacă aveți adolescenți, știți că ați comis-o, știți că v-ați reparat voi din bucățile voastre, e minunat, asta va avea un impact extraordinar asupra adolescentului. Mulțumim mult, Diana. Sabina, cine sau ce face ca disciplina cu dragoste și limite să funcționeze în cazul adolescenților? E bine să fie stabilite reguli, limite sănătoase? Dar nu știu, în ce etapă a vieții nu e bine să fie stabilite limite sănătoase? Nu știu, e vreo etapă în care poți să zici, hai, liber. Este foarte frumoasă ideea asta, știi, să fie și disciplină, să fie și iubire, să fie și reguli, dar să fie și înțelegere. Sandra, asta mi-a plăcut mult că ai punctat asta cu permisivitatea, nu înseamnă neglijență. Și cred că oamenii, sau noi, când vorbim despre limite, vorbim despre, foarte adesea ne gândim la ele ca la niște pedepse. Și mai ales ne raportăm la, foarte des. Mă bucur dacă nu e așa și aș vrea ca toată lumea să înțeleagă limitele mai degrabă ca și granițe decât ca și restricții sau ca reguli normative fixe. Acest trebuie, cu care eu am o problemă, de obicei oamenii când pun reguli se raportează la un adevăr absolut, dar nu există încă oameni care să dețină adevărul absolut, deși toți tindem să credem că ceea ce spunem noi, ăla este, dar îmi place foarte mult un lucru pe care Daniel Siegel îl punctează foarte des, este că el a crescut și a învățat anumite lucruri despre mintea umană și în momentul în care a avut copii și a dorit el pentru el să înțeleagă niște lucruri, pentru că când ești părinte, probabil că vezi altfel, ca om de știință, ți se pune altfel problema și a încercat să facă niște cercetări, să descopere de fapt că lucrurile pe care el le învățase nu erau 100% adevărate, da? Ceea ce înseamnă că probabil peste 30 de ani și Siegel va fi completat de cineva care va zice, hei, și atunci regulile astea nu sunt reguli, sunt granițe. Granițele se negociază și se negociază întotdeauna în relație, întotdeauna în conexiune și mereu adaptate la context. Da? Adolescenții au nevoie
dă foarte multe granițe, dar granițele să fie permisive sau să fie flexibile, în sensul în care întotdeauna un adolescent care este în căutare de noutate, și unul dintre lucrurile despre care n-am vorbit despre, sau nu știu dacă s-a punctat, spune Siegel, din cele patru, care este emoționalitatea, că sunt mult mai au mai multă emoție decât decât noi adulții. Da, 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 exact, că au simt foarte, oricum simt foarte intens datorită modului în care creierul lor este foarte păi nu, hiperaționalizarea e altă treabă. Hiperaționalizarea este ce fac ei cu emoțiile pe care le au, faptul că justifică tot ceea ce fac, da. Nu, ideea este că ei simt cu intensitate foarte multe lucruri, ceea ce înseamnă că uneori vor face niște lucruri sau vor avea tendința de asta, noi spunem despre teribilism, da? Dar ei au și adrenalina foarte ridicată și nevoia asta de a încerca niște lucruri și curiozitatea specifică vârstei, curiozitatea vine cu noutate, dacă încerci să descoperi lucruri noi. Dar până unde? Că când vorbim despre limite, vorbim despre, de fapt, de unde până unde ești tu și cât de mult poți să te duci, în ce direcție și cine îți spune până aici, da? În ce context. Iar treaba asta ține întotdeauna despre alegeri, libertate și responsabilitate. Că, de fapt, disciplina asta îi învață pe copii. Așa. A, da, scânteie emoțională, ia uite. Ce frumos sună scânteie emoțională. Spune-i tu, știi, noi adulții nu prea mai avem asta, uite, emoțională, adică nu le avem la același nivel, dar ce te spune Siegel, că dacă te duci la, nu mai știu, spunea, cred că undeva că la o petrecere și ai o masă de adolescenți și o masă de adulți și masa de adolescenți este activă, vorbesc, râd, e foarte multă energie, pentru că, de fapt, scânteia asta emoțională, asta este. Că el spune că emoția este mișcare, da? Că ei se mișcă înspre ceva și noi avem tendința ca adulți să considerăm că suntem cine suntem. Dacă spunem, eu așa sunt, așa sunt eu, ca și cum e gata, dar adolescentul încă mai are o șansă să fie cine vrea el sau să se descopere pe sine în contact cu lumea din jur. Și atunci regulile și disciplina este mai degrabă, spune Siegel, despre a-l învăța sau a-l ajuta, nu a-l învăța, ci a-l mentora cumva, a-l susține, pentru că adolescenții au mai degrabă nevoie de mentor decât de spâni care să le spună ce au de făcut, ci oameni care să fie modele pentru ei și să-i ghideze în a își dezvolta capacitatea asta de introcepție, așa îi spune Siegel, această capacitate de a gândi pentru tine, da? De a putea să știi cine ești și până în ce măsură te duci înspre ceilalți. Că și asta, nevoia asta socială foarte puternică vine la adolescenți cu acest pericol de a sacrifica moralitatea sau propriile nevoi pentru conformism, pentru a nu fi dat afară dintr-un trip sau dintr-un context social, pentru că, așa cum spunea Sandra, nu numai în Africa se întâmplă asta e o chestie vizibilă, dar noi vrem să supraviețuim. Ok, noi acum și aici, nu, în România nu vorbim despre a supraviețui fizic neapărat dacă te lasă cineva pe stradă, dar psihologic noi nu supraviețuim în izolare. Și atunci limitele sunt despre a învăța cum să funcționăm în aceste contexte sociale. Avem nevoie de ele, ne dorim să fim, da, și cum? Și atunci învățăm că avem o responsabilitate, o responsabilitate față de noi și o responsabilitate față de ceilalți. Și cred că adolescenții, cel puțin cei cu care lucrez eu din totdeauna, sunt extraordinar de, deschiși spre a își respecta niște limite dacă înțeleg că îi ajută și dacă oamenii iau în serios, pentru că cel mai adesea ce se întâmplă, adulții cred că știu mai bine. Noi habar n-avem. Atâta vă spun, habar n-avem. Eu știu că toată lumea are impresia că are habar. Habar nu avem. Suntem la fel de în haos ca și ei. Și pe noi ne-au păcălit niște adulți care păreau că știu și ne-au spus că atunci când o să ajungem noi adulți o să știm și noi. Nu știm. Dar ce putem să facem este ca împreună găutăm forme și a le spune adolescenților
a nu încerca să le impunem reguli, ci a descoperi cu ei ce anume funcționează. Cred că asta înseamnă cu blândețe, cu compasiune, cu deschidere, cu empatie față de provocările pe care adolescenții le au în felul lor și noi ca adulți în viața lor le avem. Mulțumesc, Sabina. Sandra, vrei să... Da, voiam să leg ceva de ceea ce a spus Sabina, că mi se pare că e o chestie pe care o putem folosi. Că ne dă cartea asta foarte multe. Siegel poate fi luat și invers. Și mie îmi plac chestiile astea, că atunci când iei ceva, tu de fapt vrei să studiezi cum să-ți ajut copilul, dar te prinzi că poți să te ajut și pe tine în procesul ăsta. Și vă zic eu că m-am prins, eu am și un copil de 16 ani, o să vă vorbesc despre el la ora 3, la celălalt stand, la Bookzone. Dar vă zic că eu am prins un truc mai de mult din cartea asta. Și anume, cum să redevin adolescent? Vă zic și vouă, sunt 4 etape. Primul, emotional spark, cum spunea Sabina, adică găsiți partea asta de desclipire emoțională, să fie emoția dinamică, să aveți contact vizual cu oamenii, să puteți să intrați iar în emoții. Al doilea este explorarea ludică. Dați-vă voie, măi oameni buni, să vă jucați și voi ca adolescentul, să faceți chestii care sunt bune și jucăușe și frumoase. Trei, conectarea socială. Lăsați, știu, a fost și pandemia, a fost greu, dar este extraordinar de vital să ne reconectăm cu grupurile de oameni, cu prietenii din viața noastră, cu activitățile care ne plac. Și a patra, uite, o las pe Diana, deci emotion spark. Partea de reconectare, partea de explorare ludică. Ok. Și a patra, de ce mă lași pe mine? Ai văzut că eu cu noutatea, da, cu... Da. Păi asta sunt, dar eu uite, la pasiune, eu cu scânta emoțională mai degrabă decât cu noutatea, dar se leagă toată până la urmă. Da, ideea asta, vezi, mi se pare foarte tare. A fost întrebat Sigă la un moment dat dacă el ar putea, știind acum ceea ce știe, dacă ar putea să se întoarcă în timp, dacă și-ar crește copiii diferit. Și lucrul care el a spus a fost, da, aș fi mult mai relaxat. Deci asta a fost răspunsul, da, lui, aș fi mult mai relaxat. Și modul în care spune treaba asta este că unul dintre motivele pentru care noi punem atâta presiune pentru adolescenți este pentru că le vrem binele. Dar le vrem binele cu frică. Nu le vrem binele cu curiozitate. Nu le vrem bine, adică nu suntem deschiși să-i lăsăm să învețe din propriile lor greșeli, pentru că ne gândim că îi putem proteja de ceea ce am trăit noi. Dacă noi n-am avut anumite lucruri, că spunea Sorica, dacă pe el nu l-au lăsat sau a avut, da, n-a fost la petreceri, să meargă copilul. Nu, copiii nu trebuie să facă tot ceea ce n-am făcut noi. Da? Noutatea pentru ei s-ar putea să facă ceva ce noi nu doar că n-am auzit, dar nu înțelegem că se poate face. Da? Noutatea înseamnă că, iarăși un lucru pe care l-a spus Sigă la un moment dat, pentru care eu l-am iubit foarte, foarte mult, a fost treaba asta că și îl iubesc în continuare, că mi se pare extraordinar. Spune, adolescenții sunt nu doar viitorul, sunt și prezentul. Noi suntem cei care ajungem, da, ca adulți, să ne înregimentăm în niște credințe și să facem lucrurile, pentru că și noi am trecut printr-o adolescență, fiecare mai tumultoasă sau mai puțin, nu? În care, după multă confuzie, am ajuns și noi să fim într-un loc, să știm ce avem de făcut, să ne fie clar în mare parte, da? Și atunci vrem să respirăm un pic, să ne mai odihnim un pic. Și vin adolescenții și zic, mamă, hai să, uite, nu știu, o să zburăm pe Marte. Și tu ești, Doamne, pe Marte, dar mâine mă duc la birou, adică avem alte priorități, da? Și asta mi se pare că ceea ce spune Sandra, ca noi adulții să putem să-i lăsăm pe copii, pe adolescenți, să ne primească în lumea lor pentru că ei vor. Dar în secunda în care ne deschid portița, începem, și cum o să ajute asta când o să fii adult? Și cum o să... Adică, în loc să mergem noi și să stăm acolo, pentru că relaxarea lui Sigel este să fim prezenți, că indiferent cât de mult te stresezi tu ca părinte, copilul o să treacă prin ce are de trecut. E mai bine să poți să-i arăți, să modelezi tu prin a te reconecta tu cu niște lucruri, da? Cu o pasiune, cu o dorință, cu
nevoia asta de a fi împreună cu ceilalți și în joacă, nu numai în aoleo, dar ce o să fii când o să crești mare? Nu știu. Să probabil că dacă o să fiu viu, o să fiu ceva, nu orice. Important e să fiu. Nu că exact, asta. Și cel mai trist este că cel mai adesea adolescenții nu-și doresc că, când sunt întrebați asta, dar ce te gândești, că trebuie să ai un anumit job și răspunsul este așa ca tine? Cel mai adesea, da? La modul în care majoritatea părinților care își iubesc profesiile nu-i obligă pe copii să facă ceva anume și nu îi îngrădesc. Cei mai mulți, cu cât suntem frustrați, cu atât suntem mai supărați, cu atât spunem copilor că viața e grea, trebuie să... Da? Și atunci ei vor încerca să respecte niște lucruri și pe ascuns să se descopere și pe ei. Da, așa e. Venind așa ca o completare la cele spuse de tine, într-adevăr contează foarte mult și profesia părintelui și modelul pe care îl vede copilul în ca o oglindire în profesia părintelui. Fiii mea la 21 de ani ar vrea să facă ce fac eu. Doar că este săraca încă prea timidă ca să aibă aplombul acesta de a merge spre zona asta de interacțiune și de relaționare socială, dar este la curent și este pasionată de toate activitățile mele, fără să îi impun absolut nimic. Iana, ultima întrebare, închem cu tine. Pentru că este o perioadă de căutare, de încercare de a găsi o identitate și de cristalizare a personalității, motiv pentru care el caută, adolescentul, validare, nu mai caută în familia de origine, de proveniență, ci o caută în grupuri, în comunități mici, gașcă, la școală, colegi, așa mai departe, și el nu mai rezonează poate cu, o spun în totalitate, dar cu unele valori, depinde și ce valori au fost insuflate, nu mai rezonează în totalitate cu valorile părinților și mai mult cu valorile grupului de apartenență, pentru că de acolo primește el validare și poate de acolo face și aceste lucruri pe care noi le numim ca părinți teribilisme, că nu le poate face cu noi în casă, da? Și le face cu colegii sau cu prietenii. Până la urmă, cum reușim noi să gestionăm ca părinți, dar și ca specialiști în parenting, aceste furtuni despre care vorbea mai devreme și Sabina, furtuni psihoemoționale, furtuni neuronale, furtuni hormonale. Îți răspund întâi cu un singur cuvânt, după aia o să-ți spun altceva și după aia o să revin la cuvântul ăsta. Cu curiozitate. Și acum îl parchez un pic, pentru că am văzut aici la Gaudeamus o grămadă de adolescenți. Și mai departe de cartea asta fiind direcționată către părinți și către specialiști și profesori și așa mai departe, este o carte super faină de citit de adolescenți. Pentru că, da, noi aici ne-am documentat, cam știm cum să-i ghidăm și ce să-i ascultăm, să vedem ce au nevoie, dar în afara unui grup mic, poate că ei nu primesc susținerea asta și poate că ei nu reușesc să se descopere cine sunt, pentru că tot primesc presiunea asta a societății, trebuie să știi ce o să te faci când o să te faci mare, trebuie ca tot ce faci acum să fie relevant, nu ai voie să faci prostii, trebuie să fii într-un glob de sticlă din care să te dezvolți într-un mod miraculos fără să experimentezi. Și cartea asta mi se pare super faină și pentru ei, pentru a-și vedea toate caracteristicile astea pozitive, toată iubirea asta de viață pe care noi câteodată le-o cam călcăm în picioare și nu-i lăsăm să-și o experimenteze, să-și o exploreze și să-și o manifeste. Și acum să mă întorc la curiozitate. Eu iubesc foarte mult perioada asta de vârstă. Mi se pare că în creșterea noastră și devenirea noastră de la copil la adult trecem prin diferite etape și perioade și fiecare are câte ceva super fain. Și când erau copiii mei mici, ziceam, mamă, ce fain e cu un bebeluș, că poți să-i răspunzi, să faci atașament, după aia au crescut, descoperi ce gândește și ești acolo și îi dai voie să spună nu și să facă tantrumuri și să-și experimenteze emoțiile și să exploreze, după aia au crescut, în fine. E, dar acum, deși ai mei încă nu sunt adolescenți, iubesc foarte mult perioada asta pentru că lucrez cu adolescenții și iubesc iubirea lor de viață, iubesc curiozitatea cu care ei privesc lumea, iubesc curajul pe care ei îl au. Și cred că asta putem să facem noi mai mult ca specialiști și ca părinți, să îi privim cu mai multă curiozitate, cu mai multă relaxare a noastră, pentru că noi punem în ei toate fricile noastre.
Când am început eu formarea de a lucra în terapie cu adolescenți, primul exercițiu pe care l-am făcut în primul modul și mi-a rămas așa în minte, a fost, ok, și acum hai să vedem cum puteți voi, ca viitori specialiști în a lucra cu adolescenții, să vă conectați la adolescența voastră. Și am făcut un exercițiu de mindfulness, de ne-am întors înapoi în perioada noastră de adolescentă, pentru că ăla este locul din care e nevoie să lucrăm cu adolescenții. Ei oscilează foarte mult de la a fi adulți responsabili care știu cum funcționează lumea, la a fi niște copii care încă nu știu cum funcționează lumea. Și eu, dacă reușesc să fiu în locul ăla în care îmi dau seama că el nu e linear, adolescentul, el face trecerea asta dintre haos și rigiditate, pentru că acum învață să le integreze. El face toate lucrurile astea pe care eu, ca adult, am uitat să le fac și poate ar fi bine să-mi amintesc câteodată, dar dacă eu sunt în locul ăla în care e și el, o să-mi dau seama mai ușor cum să-l ascult. În ce punct e el acum? El e acum într-un punct în care e ca un copil speriat, ok, are nevoie de limite poate un pic mai ferme sau mai directive. El acum este într-un loc în care are curaj, explorează și asumă riscuri fără să se pună în pericol, super fine, go ahead, explorează lumea, descoperă. Și asta nu pot face decât fiind în contact cu adolescentul, parcând un pic toate temerile mele sau cumva poate verbalizându-le, uite, eu când eram adolescentă, mie mi se spunea XYZ, mă tem de asta și pentru tine. Tu ce părere ai? Cum putem să facem să fie în siguranță? Dar nu mai fac eu. Că eu, ca mama copilului adolescent sau eu ca specialist, nu eu fac lucrurile astea. Eu sunt un facilitator ca adolescentul să învețe singur să-și pună limite, să se protejeze și nu o să facă mereu bine. Acum, cum îl ajut să integreze consecințele pe care le au acțiunile lui? Iar cartea lui Siegel, că m-a întrebat cum și am vorbit așa puțin pe lângă, vine cu o grămadă de instrumente practice. O grămadă de instrumente pe care, așa cum ziceai tu, le putem aplica și pe noi. Pentru că avem nevoie și noi să ne dăm seama cum am fost noi în adolescență, poate ce nevoi neîmplinite am avut atunci și cum se manifestă astea în relația cu copilul, tot ce e neterminat, nevindecat la noi. Avem tendința să aducem în relații. Și avem tendința mai degrabă să aducem în relațiile cu oamenii care nu au autoritatea vârstei să ne pună limitele. Le aducem cu copiii, le aducem cu adolescenții, câteodată le aducem și cu partenerul, dar partenerul mai ripostează câteodată. Și instrumentele astea sunt super faine de folosit și pe noi înșine, dar și în lucrul cu adolescenții. E important să încurajăm să fie în contact cu empatia lor, pentru că empatia e cea care o să-i ajute să schimbe lumea către bine. Că ei asta vor, ei vor să exploreze lucruri noi, să descopere chestii faine, să schimbe lumea. Nu e ok așa cum e acum, nu e ok ce meserie avem noi. Ei vor să facă ceva și mai mișto. Bun, perfect, hai să faci asta. Fii în contact cu empatia ta față de ceilalți. Fii în contact cu tine însuți, să-i încurajăm să-și facă introspecțiile. Când ei vin și ne spun despre toate emoțiile lor, noi să nu venim să le spunem, ba, prostii, n-ai mă de ce să fii supărat, lasă așa. Pentru că asta este ceea ce îl ajută pe el să pună el limite în lume. Cum ziceai tu, Sabina, ce sunt limitele? Limitele sunt unde mă termin eu și de unde încep tu. E limita dintre a avea empatie față de mine și a avea empatie față de tine. Și limitele astea nu sunt rigide și fixe. Câteodată poate e mai important să am mai multă empatie față de celălalt, câteodată poate e mai important să am mai multă empatie față de mine și să pun limita mai aproape de mine. Și toate lucrurile astea nu putem să le explorăm cu ei decât în relație, decât fiind curioși și decât parcând un pic cadrul ăsta de referință foarte rigid pe care îl avem câteodată, pentru că nici noi nu am primit fluiditatea asta. Nici noi ca adolescenți nu am trăit într-o societate în care să fie oamenii curioși despre noi, în care să ni se pună întrebări, în care să... Mulți dintre noi, asta este realitatea generației noastre, deși mă uit aici un pic și nu suntem chiar aceeași generație și tot cam asta a fost dinamica. Deci curiozitate și un pic mai multă încredere în ei, că i-am crescut bine, pentru că relația cu adolescentul nu începe atunci când adolescentul e adolescent. Relația cu adolescentul începe atunci când adolescentul a fost bebeluș și de acolo tot creăm și construim față de el. Ziceam mai devreme că petrecerea de preadolescente a fost la noi acasă, că atunci când o să fie adolescentă nu o să mai fie la noi acasă. Și după aia m-am gândit, băi, poate nu e așa. Poate și când o să fie adolescentă o să facă una din petreceri tot acasă și o să fim și noi acolo și o să ne distrăm cu ele și o să privim cu curiozitate toată energia pe care ele o aduc și o să le răspundem la întrebările pe care ele le au. Și asta o să fie un fel și noi de a intra în contact cu această scânteie emoțională și de a descoperi viața asta într-un fel diferit de felul gri și poate închistat în care o vedeam înainte, numai cu responsabilități, la ce oră la lăptez, cât doarme noaptea. Acum adolescenții ne deschid o lume întreagă de
oportunități. Și poate unele vor fi și pentru mine. Eu învăț extrem de multe de la adolescenți cu care lucrez. Pe parte de cum se relaționează mai nou în cuplu, pe parte de dating, funcționează extrem de diferit de cum funcționa când eram eu de vârsta lor. Ce înseamnă un job? Deci eu sunt într-un mindset complet diferit și eu cu greutate câteodată țin pasul, dar e important să fac pentru că mi-adaugă și mie și eu cresc din relație cu ei, mi-adaugă niște fațete diferite personalității mele pentru că văd lucrurile într-un mod în care nu le-aș vedea altfel dacă n-aș lucra cu ei, dacă aș fi în contact doar cu adulți care au același stil rigid de a vedea lumea ca mine. Da, trei colaboratoare, trei specialiști, spun eu, extraordinari, trei, și cred că sunteți în asentimentul meu, trei vorbitoare excepționale care au venit cu un conținut extrem de important în ceea ce privește felul în care facem față sau felul în care gestionăm această provocatoare, dar aș spune și foarte frumoasă perioadă a vieții noastre și perioada a copiilor noștri, adolescența, neuroștiința și creierul adolescentului, evenimentul din această după-amiază la standul editurii Herald, lansarea cărții Mintea și creierul adolescentului de Daniel Siegel, un autor pe care cele trei invitate pe care le-am avut astăzi alături de noi îl iubesc foarte mult. Așadar, Daniel Siegel, vă recomandăm cartea cu mare drag, Mintea și creierul adolescentului. Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ, Sandra O'Connor, psiholog clinician, specialist în parenting, și Diana Vinjulie, psiholog, psihoterapeut. Vă mulțumim și vă invităm la următorul eveniment aici la standul editurii Herald.